Bună ziua tuturor! Astăzi vă propun un tratament pentru mâini, pentru pielea uscată, pentru pielea deteriorată din timpul iernii, pentru micile crăpături care apar pe mâini. Vă propun o mască pentru care aveți nevoie de o banană matură, o jumătate de lămâie și două linguri de ulei de măsline. Banana o puneți într-un vas și cu ajutorul furculiței o faceți un piure. Deci o pisați bine până când devine piure. Adăugați zeama de la lămâie, o amestecați bine și în final adăugați uleiul de măslin și amestecați până în momentul în care se obține o cremă omogenă. Aplicați această cremă pe mâini, pe o parte și pe alta, lăsați 5 minute și înlăturați cu apă caldă. Mâinile deja rămân pufoase, dar în același timp sunt setoase, au nevoie de o cremă. Crema o puteți realiza cu o lingură de unt de shea și o lingură gel de aloie. Untul de shea este foarte bun emolient, de fapt este cel mai bun emolient, iar gelul de aloie ajută foarte mult la cicatrizare. Amestecați bine cele două ingrediente, păstrați în frigider și aplicați pe mâini de cel puțin două ori pe zi. Sper să vă placă și să o folosiți! Ciao